Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin de la HowToPlay.ro și astăzi vorbim de Card Against Humanity. Acesta este un joc de petrecere și, spre deosebire de alte jocuri de petrecere, pentru care, apropo, vei găsi mai jos un link către un top al jocurilor de petrecere pe care le-am făcut mai de mult. Revenind, în schimb, la ideea noastră, spre deosebire de alte jocuri de petrecere, acesta are un tip de umor un pic cam negru. Adică umorul din jocul ăsta fie te va amuza teribil, fie te va scandaliza. Jocul nu este recomandat persoanelor sub 17 ani. Card Against Humanity este compus din 510 cărți albe și 90 cărți negre. Fiecare jucător trage 10 cărți albe. Alegeți primul jucător în funcție de cine a făcut ultimul numărul 2 la toaletă, sau mai bine îl alegeți random. Card Against Humanity se desfășoară pe durata mai multor ture. Primul jucător trage o carte neagră și o citește cu voce tare. Pe ea poți găsi două chestii, o întrebare sau o propoziție neterminată. Fiecare jucător alege din mână o carte de culoare albă cu un răspuns care să se potrivească la întrebarea sau propoziția de pe cartonașul negru. Răspunsurile de pe cartonașele albe se amestecă, iar jucătorul care a tras cartonașul negru alege din răspunsurile primite după cum îi plac. Poate să-l primeze pe cel mai amuzant dintre ele, pe cel mai adecvat sau pe cel mai trăznit. E fix cum vrea el. Jucătorul premiat primește cartonașul negru drept recompensă, iar jocul continuă în mod similar cu următorul jucător în sensul acelor de ceasornic. Sunt cărți albe ce au scris în partea de jos a cartonașului expresia Pick Two. Asta înseamnă că jucătorii respectivi pot alege două cartonașe albe dintre cele pe care le au în mână, în ordinea în care vor să fie citite ca răspunsuri la o anumită întrebare. Card Against Humanity se oprește când vreți voi, iar jocul este câștigat de jucătorul care are cele mai multe cartonașe negre în posesie. Jocul Card Against Humanity mai are în regulament și alte moduri de joacă. Ideea e că regulile, ce am descris eu, sunt regulile de bază, iar voi puteți mai adăugați anumite moduri care pot să facă jocul mai amuzant. De exemplu, puteți să pariați. Dacă aveți, de exemplu, două cărți albe care credeți voi că se potrivesc cărții negre din joc, puteți să pariați o carte neagră pe care o aveți, să o puneți la bătaie, cum ar veni, și să răspundeți cu două cărți de data aceasta. Dacă câștigați, luați cartea care era pusă în joc și cartea voastră și aveți două puncte. Dacă pierdeți, pierdeți și cartea neagră pe care tocmai ați pariat-o. Sau alt mod, să jucați cu un jucător fictiv, cu dummy player. Trageți, după ce toți jucătorii au cărțile și s-a citit cartea neagră, trageți o carte albă, o citiți cu voce tare și o lăsați în mijlocul mesei. Ea se amestecă, intră la fel în roata cărților albe, iar dacă ea este cea câștigătoare, atunci toți jucătorii pierd runda respectivă. Sau dacă din toate cărțile albe pe care le aveți nu se potrivește niciuna cu cartea neagră din runda respectivă, puteți să renunțați la ea, o citiți cu voce tare către toți jucătorii și apoi o decartați și trageți alta. Mai sunt și altele, dar vă las pe voi să le descoperiți. Cam acestea sunt regulile jocului Card Against Humanity. Dacă ai întrebări, nu ezitați să le lași în comentarii aici sau în mesaje private pe Facebook sau Instagram. Și nu uita de site-ul nostru howtoplay.ro, unde găsești jocuri la toate magazinele de specialitate și nu numai. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!